dau minus 4, minus 2x. Scoate-te acolo pe y. Din y egal cu minus 4, minus 2x, supra minus 3. Y egal cu minus 4, minus 2x. Minus 4, minus 2x, totul supra minus 3. Minus 3. Și mai departe, potrivă. Y egal cu... S-a legat acolo mai departe, da? Păi noi văzut mai devreme ce a făcut. Minusul ăsta la anumite ore. Se duce sus. Și schimbă la semn. Adică? Vine 4 plus 2. 4 plus 2x supra 3. 4 plus 2x supra 3. Am făcut de asta, știi că am făcut volum calcul algebric. Calcul algebric, noi există un volum, tocmai aici lucrez eu ca să să-ți dea mâna pentru calcul algebric. Aici ne reușește foarte mult. Deci y dat cu 4 plus 2x tot pe 3. Și acum, cu y nu știut, puteai să-mi spui și altfel, dacă tu urca cu minusul de stăpâni, de astfel, mă simt cu minusul anime, la egalități și o să am. Că nu înțelegi cu minusul, nu? Minus cu minus la mulțime face plus, face 3 y, egal cu 4, plus 2x. Da? Și de unde y este egal de aici? Dreapta pe stânga. Deci y 4 plus 2x. Totul supra 3. Iată că l-am găsit pe y. Și cu y știut, mergem la a doua ecuație și peste tot unde vedem y, peste tot, punem expresia ce. Și ce urmează? Hai să te vorbești. Deci, nu pe Y cum îl știi. Și mergem la până la urmă. Să vedem ce urmează. 3x pătrat. 3x pătrat. Minus 4x ori 4 plus 2x ori 3. Așa. Plus 4 plus 2x ori 3. Minus 5x egal cu 8. Minus 15x, da. E cam
cu 8, 3, 24. Ceva are în punct. 9x pătrat minus 8x pătrat mine x pătrat. Da, deci x pătrat. După 16x minus 16x plus minus plus 2x vine minus 14x minus 15x minus minus 29x. Da, deci minus 29x minus 29x plus 4. Da. Supra 3. Păi nu mai este supra 3. Că am jurat multe ori cu un capul la celălalt. Da. Egal, egal cu 24. Și așa vine x așa. Minus 2. Păi e că cineva ne urmărește și spunea nu e egal cu 8, ci e egal cu minus 8. Așa. Mulțumesc frumos. Zice, ecuația a doua nu este egal cu 8. Știi că noi când am calculat am spus minus 8. Și vreau m-am pus 8. Atenție, mă urmărește și tu că nu trebuie în greșe, că atunci e egal cu minus 8. Mulțumim pentru că ne urmărește. Deci minus 8. Așadar, aici e minus 24. Așa. Și atunci e 9x pătrat, ai zis. Minus 16 minus... Plus 2, cum ai zis tu acolo, faci minus 14 minus, minus 21x. Plus 4 de aici, da? Egal cu minus 24. Noi avea să constatăm greșeală. Știm unde descoperăm, oricum vă mulțumim pentru că ne-ai întâlnit. Unde puteam să... unde ne dădeam seama de... Nu verificam. Dar noi știm la ce soluție trebuie să luăm. Am luat x egal cu 1 și y egal cu 2. Și dacă nu dădea așa ceva, înseamnă că era greșeală. Ne întorceam obligatoriu. Deci, de data asta, fiindcă am compus de la ții, dacă ții să dădea exercițiul ăsta, neștiind soluțiile, trebuia să le obții și dacă tot nu era înapoi mus verificat atunci, era greșeală. Da. Ce fac mai departe? Ceva ne spun. X pătrat minus 29x. X pătrat minus 29x. Plus 28 egal cu 0. Plus 28 egal cu 0. Face cu delta. Delta, da. B pătrat minus 4x. B pătrat minus 4x. Da. 29 la pătrat. 29 la pătrat. Minus 4. 1, ori 28. 841. 800? 841. 841. Deci egal cu 841. Minus 4, 112. Cât? Minus 112. 112, da?
Cum faci? Nu ți se dă mai aproape de două, câte două, până îmi dai peste el? 4, 3, 3, 3. Cum? Hai să vedem. Nu, 4, 3, 3, 2, 4, 3. Așa se face pe radicală? Ce înseamnă aici stagi radical din radicalii 7,29? Egal cu un număr pe care dacă rădiți la pătrat, să-ți dea 729. Deci cauți, înseamnă un număr X, așa încât da, X la acolo să facă 729. Numărul ăsta de aici, dacă ridicăm la pătrat, nu este 729. Păi hai să vedem cum. De clasa 7-a nu trebuie să fac aceste lucruri. Eu cred că spre avea o cosă mai acolo. Nu. Am vrea că n-a se va omeliți pe mine, mă poreță cu ei. Vezi ce înseamnă mândria? Păi ghiceam, știam că am ce zis vorba. Hai să vedem cum se face. Radical din 729 se împarte în grupele de două cifre de la dreapta spre stânga. Da? Iată o primă grupă și asta e o singură grupă. 7 este de unul singur rămas. Și întreb, cât ori cât? Cine? Ce număr mulțim prin el însuși s-a apropiat de 7? Cine oricine, cât oricât? 2. 2, da? 2 ori 2 face 4. Deci 2. Da. 2 mulțit cu 2, egal cu 4, da? Rezultatul ăsta fiind că mai minte că 7. Dacă aș fi luat 3 ani cu ori bine, depășește. Și de desut, râmbul destul, 3, coborăm pe 29, să coboare toată grupa. Da, 29. Grupa următoare. Se dublează aceea. 2, dacă ar fi 7, 14, da? Dublăm. Și atunci vom avea 4. 4. Și lângă 4 se mai pune o cifră încât, înmulțită cu exact cifra aceea care o punem, să dea 329. Deci, ca să mă gândesc ce cifră să pun, întreb ca 4 în 32. 8 ori. De 8 ori. Dar 1 8, 1 8. Deci, adaug cifra 8 lângă grupul de cifre ce au rezultat la mulțire, mulțesc 8. Ei, 8 ori 4 ani 30 de mai din și din la mulțime 8 ori 64 și deci e prea mult. Și atunci pun 7 ori 7. Da. Și chiar mă dirigează că 7 ori 7 fac 49. Deci ultima cifră îmi spunea că e bine așa. 7 ori 7 fac 49, 9 și 4. 7 ori 4, 28 și cu 4, 32. A fost perfect. 3, 2, 9, nimic, nimic, nimic. Și când am mers, rămân aici. 27. Deci radical din 3, 7, 29 este 27. Cât timp dura până făceai tu la chestia asta? Tu luai, nici nu-mi dau seama ce fac. Dacă am văzut așa la distanță de un metru, nu prea văd eu așa bine la distanță. Nu, că împărțeam prin 3, prin 3, prin 3. Cum împărțeam prin 3? Păi am la 729, împărțeam la 3, 43, până la împărțeam. A, tu vrei să spui că faci o descompunere. Așa, da. Dar spune, era simbolul radical și tu faci descompunere. La descompunere este așa. Deci, 729. O singură doamnă. Și observăm că acest număr se divide prin 3. Pentru că 7 cu 2 face 9 și cu 9, 18, 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
Și pui să vezi. Da? 3 din 7 de câte ori? Nu, la 143. Câți ori aveți? 143. 143, da? Cum să fie așa? 7, 3 din 7. Trei în șapte de câte ori. Eu vreau să vedeți cum pune asta, că vedeți, își lasă în plinește. Ce era acolo de mine, era balamic. Păi, 243. Deci, trei în șapte mergi de două ori. Rămâne restul, nu? Gheorghe scoboară 2, ca și cum o face împărțirea, da? 12. 3 în 12 merge de 4 ori și 3 în 9 de 3 face 243. Iarăși 2 cu 4 fac 6 și cu 3 9, iar merge prin 3, iarăși prin 9, da? Cautăm divizorul așa cum văd. 3 în 24. 81. Spune, dar împărțirea asta de 243 la 3 trebuie să faci totuși, fără să faci împărțiri de o parte. Că făcând o împărțire de o parte, cu o singură cifră, e o problemă complicată. Deci 3 în 24 merge de 8 ori. Cumpără prin 3 pe cealaltă 3, o dată, da? 83. Iarăși 81. Iată în 3, zi, 3 în 8, 2 ori, 2 ori, 3, 6, rămâne restul 2, pun pe 1 lângă ea, 21, hai să-ți facem mental, da? 21 merge de 7 ori, iată în 3, 9 ori, iată în 3, merge de 3 ori și 3 ori ducem aici și iată 1. E 729. 729. Oi, e cam pe 3 la câta. 3 la 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 3 la 6. Și acum, radical din 729, este egal cu radical din 3 la 6. Că asta e 729. Și câți faci radical din 3 la 6? Păi, cum să scriu un radical ca o putere? Radical de ordine N, de A la N, este egal cu A la puterea M supra N. O, așa, A la M supra N. Deci aici va fi egal cu 3 la puterea 6 pe 2. 6 supra 2. Da? Și faci în 3 la 3, dar asta e banal. Indicele este 2 și scriu un cer cu 6, infracția asta, și faci 3 la 3. Care face pe 3 la 3? Cât face 3 la 3? 27. E cât pe la 9, radicalul? 27. Vă și muncă, știți acolo, aici, dă-i descompune, fă-i, divizor, dă-i muncă. Și că dacă știți exact radicalul, trebuie să facem grupe de câte două. Păi, după era, îl puneam așa în câte două, și venea 3, așa, 3, și venea 3, și venea 3, 3, 9, 9, 3, 27. Deci, tu ziceai, este, oricum e ciudat în tot ce faci acolo, deși radical din, și descompune și ai ciudățenia. Dar uite, mă, că așa învață tot omul. În clasa a șaptea, se extragă radical de ordin 2 dintr-un număr. Deci împarte în grupe de câte două. De la dreapta spre stânga. Da? La dreapta spre stânga, prima grupă, dacă e formată dintr-o singură cifră sau de două cifre, ne interesăm
cine înmulțit prin el însuși, cât oricât se dea, foarte apropiat de 7. Apare 4, restul e 3, covărăm grupa, covărăm că 2, 329, ce facem? Ne ducem și dublăm pe 2, să facem 4, și întrebăm ce cifre se pun lângă 4, un număr de 2 cifre va se va forma, mulțim cu exact cifra care o punem, încât la mulțire se facă așa ceva. Așa se este un algoritm. Iar eu mi-am pus întrebarea, cum? Cine l-a descoperit algoritmul ăsta? Când grupul de câte două, când se face nu știu ce minune și cât oricât se coboară și se pune dublu aceste cifre de aici, sau rezultatul e dublu, și când spună cifre, toată această șmecherie, cine a făcut o lată? Când eram eu de contrasa a 7-a și de atunci, începând, tot m-a chinuit ideea asta. Păi cum o fi fost? De ce să faci așa? Care-i șmecheria? Trebuie să fie o explicație. Nu trebuie să fie o explicație logică. Și printre primele mele lecții, din acele 1070 ceva de lecții care sunt puse, printre primele lecții, la un moment dat, când ne lucram la Stupin, acolo la Călugărem, pe tabla asta, asta e tabla cu mult istoric, dar avea gură să spună câte informații au fost scrise pe tabla asta de-a lungul timpului, din 2006, când am lucrat la... În 2006, nu, din 2004 până în 2006 am lucrat la biserică, la Sfântul Ioan, și din 2008-2009 sau din 2010 am luat-o și am dus-o la Călugărie și acolo am lucrat continuu și atunci în șasea. Deci mă întorc, găsește algoritmul acela pentru tine, dar pentru toți prietenii noștri, să vadă algoritmul de extragere. Mi-am pus această problemă și l-am descoperit. De ce se dublează? De ce se întâmplă? Cu eu cifra acolo? Care e motivul? Să ne întoarcem acum, că am lăsat ecuația asta în drum. Să rezolvăm acest test la capăt, să zicem, la bucurări de altă seară. Și ducă peste. Da. Ecuația asta este. Delta l-am văzut, radical din delta am văzut, cât este X-ul pentru este egal cu titlul. Minus P plus minus radical din delta. Minus P plus minus radical din delta. Supra 2A. Și e acolo. Hai. Minus P, nu știu de ce. Ok, ce există? Lasă nostru. 29. Deci 29. Plus... minus. Plus minus, cele două parte. 27. 27, supra. 2. Și odată X1, o primă variantă, X1 va fi egal cu... Cu 29,2, iar X2 va fi... Cât este? X1, 2. De ce 2? Păi 29 minus 27. Și supra 2? E 1. Vezi? Deci vine 2 pe 2, face 1, iar X2 este la variantă. 29 plus 27. Da? Cât face?
y cu cine era în funcție de x. L-am spus la un moment dat y egal cu nu știu cine. A, 4 plus 2 x, 4 x. Egal cu 4 plus 2 x. Sub 2 x 1, zicem acum. Vorbim de y cu 4 plus 2 x 1 supra 3 x. Și egal cu 4 plus 2 ori x 1 găsit. Cât este x 1? Bun, da, 4 plus 2 ori 1, 3, 3 și face cât? 6 pe 2, 6, 6 pe 3, 8. Era bună. Iată prima pereche, prima pereche pe care o avem, x1 egal cu 1 și y1 egal cu 2. Înseamnă că ești cu asta pe care când am compus sistemul de anții. Dar mai avem și o altă variantă, x2 egal cu 28 și atunci y2 va fi egal cu, pentru că am apărut o soluție, y2 egal cu 4, 4, 4, 2, 28, 28, 4, și egal cu 28, 2, 4, plus 56. 56 supra 3 și egal cu 60 pe 3 60 supra 3 și egal cu 20 20. Iată cea de-a doua soluție, fix 1 egal cu 28 fix 2, fix 2 egal cu 28 iar y 2 egal cu 20. 20. Acestea sunt cele două soluții clasice. Deci, când întâlnești un sistem format dintr-o ecuație de grad 1 și alta de gradul, de orice grad, nici nu te mai interesează, tehnica de lucru este substituția. Deci, cea de grad 1 se află una din necunoscute și mergem cea de grad 2. Care din ele acum? Păi, acea necunoscută se scoate care nu are pe Y la diverse puteri. Sau la puteri cele mai mici. Că dacă ai fost și X și Y la puteri, căutam pe acea care are X-ul sau Y la puteri cele mai mici. Ca să nu puteri la puteri, că știu ce-mi dă acolo de pe dată o fracție acolo, care e o adunare, binomul, la putere, e o problemă complicată. Așadar, cu X-ul și Y știuți, viu și cu Y descoperit, așa cum este 4 plus 2 x pe 3, îți amintești și când am făcut x pe 3, am scutat. Foarte greu a fost aici. Cu scoaterea lui Y am pierdut o grămadă de timp. Și cu Y cu știut ne întoarcem, lucrăm, mulțumim că minus 8 era pus acolo. Dacă ne luam 8, nu ne mai ieșea și ne întoarceam. Și în sfârșit am ajuns la ecuația asta de gradul 2. Și-a trebuit să-l calculez pe delta. Dar noi forma spunea că o soluție este 1. Că ce două numere adunate fac 29 și înmulțite fac 28. 1 și 28. 1 și 28. Deci nici nu trebuia să facem pe delta, să ne chinuim, să vedem nu știu ce, nu știu cum. Formula este x pătrat minus x plus produsul, exact cu seara, x pătrat minus 3x. Și am mai fost x pătrat minus 29x plus 28. Deci suma este egal cu 29, iar produsul este egal cu 29. Și gata, problema. Ce numere adunate se facă 29 și am zis de 28? 1 și 28. Că 1 plus 28 fac 29, și unul în 28, îți fac 29. Însă, am calculat pe delta. Probleme complicate la extragerea de calului. Acolo stăteai mult și bine. Îți la tehnica ta. Da, metodă pe care trebuie să o brevetezi. Am brevetat. Așa. Și, în final, am descoperit și cum se extrage adicalul. Mă revede.
ținutul prea mult, că nu te interesează, tu tot la ideea ta trebuie cu desconcurent și așa. Nu tot timpul merge și dacă ai nevoie de extragere la cap, trebuie să știi cum să învăț să te clasa șapte. Deci, după ce am găsit pe X și Y, am găsit cele două soluții, ne-am întors și am găsit pe Y1 pentru X1 și pe Y2 pentru X2. Asta am făcut în momentul de față. De fapt, eu mi-am propus să trec acum la revistă sistemele, dar nu mai am timp pentru că am și obosit, trebuie să spun, la 4. Stau tot în picioare și încă ceva. Sunt dezamăgit de nivelul la care te afli, pentru că, știi, clasa 12 cu astfel de goluri, dar trebuie să spun un lucru, sunt mii și zeci de mii de copii de elevi în clasa 12 care s-au văzut clasa ta. Zeci de mii. Este o dramă a învățământului. Deci este ceva de speriat. Aproape voi nu conștientizați. Eu nu mi-explic totuși cum de la un an la altul se tot decade, se tot merge înapoi, înapoi, înapoi. Pentru că nefăcându-se lucrurile corecte la momentul în care trebuiau făcute, s-a trecut așa, dintr-o clasă în alta, golurile acelea s-au instalat și tot timpul începea să le acoperi ca să se întâmple. Ca elev, stai acolo, vezi cum poți. Copii de undeva, faci o chestie, nu știu ce, da, nu, da. Așa zis, da, sau nu, de fapt este nesiguranța completă. Când te-a lăsat sigur să conduci, crimă. Da, deci asta e marea problemă a învățământului. Și acum, din ce vei citi comentarii, dar tu nu citești pe acolo, te interesează la prof online, tu ai varianta gândit la prof online. Dar mai rău nu se poate întâmpla. Noi mai facem secvențe de astea. Dar nu se poate întâmpla decât dacă ajungi singur în presie. Să vedeți comentarii unora care spuneau așa, domnul profesor, v-am găsit și am stat și m-am apucat de lucru și, credeți-vă, eram desperiat. Sunt comentarii cu multul ăla care spune, eram desperiat. Dar cu calculatorul deschis și cu lecțiile făcute în stilul, așa cum am avut aici, dar am avut și în alte secvențe să fac asta. Și am făcut progres în fiecare zi, pentru că eu am vrut să-mi schimb atitudinea asta, am altă stare. Că tot timpul la clasă să se dea sub bancă. Că nu poți nimic să înțelegi acolo, absolut, decât desenezi. Este simplu desen. Asta ce faci la clasă. Se copie din tablă, plus minus. Eu sunt gimnastică capului tot timpul. Te face o felul la gândire, nu știi ce cu tine. Pentru că tu vrei să nu scape vreun semn, să desenezi cât mai bine și sigur că nimic nu înțelegi. De ce? Ții și tuturor prietenilor noștri care ne văd acum, le recomand profund online, le recomand cu călduri și cu drag volumele care sunt acolo când eu m-am pus calcul algebric. Volumul la capul algebric îți dă drumul la mână ca să poți tu să rezolvi ecuații, gradutii, gradură, pe acolo, tot felul de chestii. Și ușor, ușor am avansat acolo și 18 volume. De clasa a 5-a trebuie făcut. Operație cu puteri, toate chestiile alea. Deci trebuie muncit, nu-i glumă, nu-i joacă. Acum este manualul de clasa a 5-a făcut ca coadă. Toate lecțiile mă întoarcă, tu știi bine anul trecut, când a fost Ștefania, nu? Și a fost anul lecții am făcut. Este clasa 6 a făcută foarte bine, clasa 7 a făcută foarte bine, ca coada, adică fără nicio lecție pășită. Și nu te interesează geometria, în sens algebra. Da? Cum te-ai invitat, hai, stai tu în banca cu unul de copii de clasa 7 să vezi lucrurile, nu? Acum trebuie să o faci singur. Să îngroși și tragi aici. Numai așa te poți să recupera. Și când eu vorbesc, cum mă adresez tuturor, șansa este imensă, pentru că există profund aici, sunt toate lucrurile făcute acolo. Deci, dragilor, cei care aveți o astfel de stare de spirit, să vă aflați în situația asta, este o șansă imensă, dar trebuie muncit unul singur. Să vrei tu.
că am pus zis aia, spre pauză. N-am vrut să... Am vrut să văd că pot. Și am luat 9 la bacalaureat. Deci eram de... speriat și am luat 9. De se poate. Și... nu știu dacă văzut, am trecut o minte, eram în clasa 12, am 3, care venea la... Da, mai bine, da. Da? Am venit la ultima parte. Ăsta a luat la facultate, a luat într-un voce foarte bun la stat și a spus, domnul, dacă vă descopeream mai înainte, dar mă descoperi la începutul clasei al 12-a și am tras, nu mă interesat celălalt de obiecte și așa, și am tras continuu. Stat pe proforma, stat pe proforma. Am luat și volumele, zice, m-a ajutat pe teribil de multe, foarte mult m-a ajutat volumele. Pentru că pentru chestiile acelea, în ordinea care mi-a spus, făcut, mi-a spus, aranjat, totul este ca la lumina zilei. E perfect, da? Trebuie muncit. Vă spune, da? Trebuie muncit. Noi vom face, dar să-ți dai seama, în timpul ăsta ne prinde, cum să spun, sesiunea și cealaltă sesiune, și toate sesiuni, prin patru sesiuni, și noi nu terminăm materia așa. Ca să, să te duci doar pe mâna întâlnirii de aici, nu facem mare muză. Trebuie foarte multă muncă în culise. Foarte multă muncă. Voi aveți varianta asta, așa mi s-a tipărit vă o minte. Știi ce? Îmi dau bani la profesor, mă duc să-i dau la mentator și îmi întreabă, nu trebuie să mă învețe. Ce să te înveți? Nu te învați. Te chează acolo, tu scrii de acolo și a făcut încă o oră, încă o oră. Este o repetiție la clasă. Deci, cum se întâmplă la clasă, de regulă, în mare majoritate, fac un profesor de la clasă. De ce fac un profesor de la clasă? Ca să se... Stragă clasă. Stragă clasă, sigură. Deci plătește trecutul clasei. Asta, asta, asta se întâmplă. Toți cei care fac un profesor de acolo, dar dau bani ca să stragă clasă. Și la curs, la examen, la bacalaureat, ori vedea ce lucru ce faci, dacă au baftă să fii cu cineva, să copii ceva, să facă pe nu știu ce, nu știu cum. Mai aranjează cu cineva, dar asta e povestea. Încă se aranjează, încă se duce treaba așa. S-au găsit chit de scame, nu întoarce camera într-un cursul și anul ăsta, mă întoarce în partea aia și tot găsesc o soluție. Și numai că nu e chiar așa, mă prețul este mai mare pentru a-ți aranja bacalaureatul. Zic, băi, dar e risc, nu pot să dau oricum, fost atât. Înainte era, îmi povesteam un fost elev al meu, mi-a cerut o dată, n-am găsit în clasa 12, mi-a dat și asta prin, cred că, prin 2002-2003, la PTTR, când am ajuns, mi-a dat o clasă de 12. Și eu mă uitam cu... rapid mi-am dat seama. Era atât de serios și atât de sobru, încât îmi stânea admirația pentru că seriozitatea lui. Și la una din zbori, am plecat din la pasă și am zis, domnul profesor, stați așa, că eu am fost mers. Știți și vreau să argumentați, vreau să argumentează pe asta. Eu, așa mai elegant, ca să nu repet, mai n-am timp, că știi, cum mă ocup cu argălăritul, cu toate poveștile, așa, n-am timp. Vreau, te-ați mă arătați. Păi, nu pot, dar n-am timp la asta. Domnul profesor, dacă mai să vedeți, eu mă duc la altul profesor, mai exact. Și mi-a spus domnul profesor, mi-a zis, mergi cu mine. După o zi vin la mine, mă oprește din nou, tot așa. Dar eu i-am spus, măi, eu te întreb la asta. Dar trebuie să te serioși de eu văd că tu desenezi pe tacul. Eu văd că tu nu știi nimic. Dar îți dau 4 spre 5 acolo, la extemporan, te văd că ți-e străduie acolo. Nu lipsea nici la nicio oră. Deci, n-aveam niciun absent. Ori chestia asta trebuie, așa, mă obliga. Și eu, nu, la bagare, nu să ai o șansă. Ei, nu așa o șansă. Ia. Și tu și la altul, după urmă se spune, nu mai dau bani la profesor. Ia adun pe după bagare. Nu știți? Și nu știți. Cu 1000 de dolari, zice, se ia la pe datul de pe 2002, se ia la bacalaureatul. Și am zis, eu ce să-i dau profesorului X sau Y, că nu mă învăț, nu mă învăț nimic. Așa, zice, n-am decât soluția asta. Adun bani și cu 1000 de dolari se ia la bacalaureatul. Acum nu știu cum, probabil, mai scump, mult mai...
Dar trebuie să fie doar atât. Sunt oameni specializați pe treaba asta. Noi nu facem exact asta. Ba nu. Și treaba lui. Și suntem prezenți acolo. Pe el îl interesează. Știu sigur că urmează parcurul luat. Asta a făcut de-a lungul timpului. S-a transmis din generație în generație că așa se poate face. Copiem. Păi tot din dreptate. Păi dacă la nivel înalt sunt copii, să fac doctorate, plagiate, copiate, unul după altul. Dacă cineva ar avea curiozitatea și și-ar pune să verifice toate doctoratele, 90% sunt plagiate. Cum vezi că o carte scoate altă carte, mâine, o altă carte. Dar e descoperit și la unul altul, nu se schimbă autorii pe carte, pe autor, pe așa. Dar nimic nou. Asta e drama țării acestea. De ce am ajuns aici? De ce suntem în stadiul ăsta? Tu ești victima acestui sistem de învățământ care a fost și rămâne o minciună. Da? Deci asta e, asta e necazul. Și sufletul tău spune așa, aș vrea să fac și eu ceva. Uite, mâine termin acolo, termin școala și vreau să mă duc să fac și eu ceva, să găsesc un loc din muncă, să schimbă, să spunem, statutul. Vreau să mă duc la o facultate, te liniștesc, să-și facultăți, că astea face o pergărie după ploaie. Apoi de peste tot. Eu cunosc cazul, iar cazul, eu am făcut facultatea și nu are nicio șansă. Cu legător de căpșuni. Deci atât, s-a dus la curieții de căpșuni și acolo, nu, chiar nu mai găsești așa locuri. Deci asta e cu viitorul tineretului din România. Datorită faptului că calitatea și vreau să o praf, praf. Și nu se vrea deloc să se intervină, deloc. Vom încerca, depinde, cei care vor să salveze, o fac, exact la momentul de NEC. Deci când fiecare încearcă să dea de mâini, cât poate să poată găța de ceva să salveze. Acum salvează foarte mult pe profund online. Deci foarte mulți care descoperă știind să muncească altfel decât încerci tu, fără să-l pun în n-am nicio treabă și nu mă duc la meditație pe timpul. Acasă am pe microfon, știu ce se fac, iau lecții din lecții, mă duc cu el, merg cu el, pas cu pas, clasele sunt făcute. Păi mă pun și mă pun la punct, materia. Când stai cu căițelul și cu filmul care lucrează la clasa a 6, la clasa a 7, că învăța toate lucrurile acelea. Proporționalitate, fracții, operații cu fracții, toate chestiile alea, acolo trebuie umblat. Acolo trebuie umblat. Nu, nu-i joacă. Dar nu mai merg la degeaba aici. Ce să scoți aici? 3x plus 2 e calculul. N-ai nicio șansă. Și tu pășești foarte ușor peste chestia asta. Nesezând importanța ei, și sunt obosit. Nu. Zgoluri grave. Nu să ții moral, ci să fac tuturor celor care ne privesc. Da? Deci eu am avut răbdarea și am arătat că așa nu se poate acum, în varianta asta. Se poate în varianta în care se trage foarte tare pe partea altă. Și cum? Cum ai găsit o fereastră de tip cum acolo? Matematica ți se înțeles, nu? Dacă nu acoperi toate golurile din urmă, nu nivelezi, nu pui golul ceea ce trebuie, n-ai nicio șansă. Cum să faci funcții, tot ce au primitive, derivate, chestii, nu știu ce, limite de funcții, când banalități lucruri elementare pe care nu știu. Eu prima aici, la revedere, dragilor, v-am povestit asta tuturor. Aveți o șansă cu profanarea, aveți volumile toate. Într-una de zile să vă arăt și volume fizic, să le să pe băiețul volumii de așa, să vedeți ce șansă mare aveți. Dar de voi depinde, nu eu vă trebuie să acolo vostru. La revedere!